Doamne, credem că ești aici prin Duhul Sfânt și cred că nu la voia întâmplării ai pus dorința în noi să ne trezim de dimineață și să căutăm astăzi casa Ta. Doamne, în locul acesta, în locul prezenței Tale, am pășit cu încredere că ne vei vorbi în dimineața aceasta și așteptăm să faci lucrul acesta. Binecuvintează cuvântul care va fi vestit în continuare și fă-l să prindă rod, să prindă rădăcină și să aducă rod în inimile noastre, ca să fie bucurie pentru sufletele noastre și mai ales bucurie mare în cerul Tău, că ai Tăi copii caută fața Ta. Binecuvintează-ne la cuvânt în dimineața aceasta și vorbește, căci robul Tău ascultă. Amin. Pentru dimineața aceasta vom citi 4 versete din 1 Samuel capitolul 3. 1 Samuel capitolul 3, de la 1 la 4. Tânărul Samuel sluja Domnului înaintea lui Eli. Cuvântul Domnului era rar în vremea aceea și vedeniile nu erau dese. Tot pe vremea aceea, Eli începea să aibă ochii tulburi și nu mai putea să vadă. El stătea culcat la locul lui, iar candela lui Dumnezeu nu se stinsese încă. Și Samuel era culcat în templul Domnului, unde era chivotul lui Dumnezeu. Atunci Domnul a chemat pe Samuel. El a răspuns: iată-mă. Amin. Luați loc, vă rog. Am mare nevoie de dumneavoastră și mai ales de îngăduința dumneavoastră astăzi ca să termin predica din dimineața aceasta. Mă simt onorat ori de câte ori mi se oferă ocazia să predic cuvântul Domnului. Ieri am participat la parc, am avut un timp bun, am mai cunoscut pe unii dintre dumneavoastră și mă bucur de relațiile care sunt între noi. Însă, când am pregătit mesajul acesta, n-am avut nicio problemă, însă acum de dimineață, când să mă urc la amvon, m-a prins o durere urâtă de cap. Și o pun în seama faptului că mesajul pe care vreau să-l predic în dimineața aceasta, nu știu dacă nu cumva diavolul nu vrea să-l auzim noi. Așa că rugați-vă pentru mine, dacă nu-mi trece durerea de cap, cel puțin să nu iau în seamă și să pot vorbi în dimineața aceasta. Vreau să vorbesc despre lipsa de cuvânt și criza spirituală. Adevărul e că oriunde te-ai uita în lumea aceasta, în stânga, în dreapta, în față, în spate, parcă toți te dezamăgesc. Și atunci suntem îndemnați să ne uităm în sus. E singurul care nu se schimbă și singurul care nu ne dezamăgește. Dacă ne uităm în politică, ne ia groaza. Că cineva s-a rugat în felul următor: Doamne, niciunul nu-i după inima Ta, dar dă-ne-l pe care crezi Tu că ni se potrivește mai bine. Ce-o fi în vedea, Solomon la un moment dat a spus, ce a fost, va mai fi. Vreau însă să ne îndreptăm noi spre Scriptură, că de acolo ne vine nădejdea, ajutorul. Marii oameni ai lui Dumnezeu s-au născut în vremuri de criză. Și intervențiile de cotitură în istoria poporului Israel în special și în ultimă fază în istoria omenirii a fost marcată de Dumnezeu, ridicând oameni speciali în vremuri de criză. Așa s-a născut unul ca Iosif. Așa s-a născut unul ca Moise. Așa s-a născut unul ca Samuel, ca Ioan Botezătorul și, nu în ultimul rând, unul ca Domnul Iisus. Intervențiile lui Dumnezeu în istoria poporului Său și în istoria întregii omeniri a fost atât de marcantă încât i-a dat o cotitură după voia Lui. Și cred că nu la voia întâmplării, istoria noastră se împarte înainte de Hristos și după Hristos. O să vedeți că terminologia aceasta o să deranjeze tot mai mult și o să se vorbească ca pe vremea pe care am crescut noi în România la comuniști, înaintea erei noastre și era noastră. Personajul care deranjează la ora actuală cel mai mult în lume este Iisus Hristos. Dumnezeu este un termen generic. Toți îl au.
Dar Iisus Hristos este o excepție și aparține creștinismului. Chiar și evreii recunosc că evreul cu cea mai mare influență în lume n-a fost nici Avram, nici Moise, ci Iisus Hristos. Oricât ar vrea oamenii să-L scoată din lumea aceasta, nu pot. Pentru că cineva a spus în felul următor, sunt importanți pașii omului pe lună, dar mai importanți sunt pașii lui Dumnezeu pe pământ. Așa a venit Iisus Hristos în lumea aceasta și a schimbat chiar și istoria noastră. Aveam printre noi un frate în vârstă, slujitor, și spunea că de fapt și viața noastră trebuie să îl aibă pe Iisus Hristos în centru. Și trebuie să putem vorbi înainte de Hristos, în relația noastră cu El, și ce s-a întâmplat după întâlnirea cu Hristos, în umblarea noastră cu El. Ei bine, vremea noastră seamănă foarte mult cu vremea lui Samuel. Solomon a spus, ce a fost, va mai fi. În mare, vremea lui Samuel era caracterizată de familii disfuncționale, preoție coruptă și lipsa de lideri veritabili. Același lucru parcă se vede tot mai evident în lumea noastră. Samuel încheie perioada judecătorilor, iar moda zilei sau trendul în vremea aceea era exprimată în felul următor. Nu era judecător, nu era împărat în Israel și fiecare făcea ce îi plăcea. Ori încercat de atunci să înțeleagă democrația și a fost bătaie de cap pentru ei atunci. Românii noștri încearcă și ei în România de peste 25 de ani să o priceapă și cred că democrația înseamnă să facă fiecare ce vrea. Și tot mai mult, moda aceasta se răspândește în lume și ne prinde și aici, unde se zice că ar fi mama democrației. Fiecare face și la ora actuală ce vrea. Teamă mie că se întâmplă și în biserică. Vorbeam cu un frate ieri și spuneam că ce mă doare cel mai mult e că lipsa de respect într-un fel pentru oamenii pe care îi ridică Dumnezeu în generația noastră e cât negru sub unghie. E cât negru sub unghie, parcă lipsește tot mai mult. Mi-aduc aminte când am crescut și nu vreau să fiu nostalgic pe capitolul acesta, dar când venea pastorul la noi la biserică, era lucru mare. Când am dat mâna cu el prima dată, o săptămână nu m-am spălat pe mâini. Și astăzi îi facem pe păstorii noștri în toate felurile. Oare? Ce arată lucrul acesta? Teamă mie că ajungem vremea lui Samuel în care fiecare vrea să facă ce îi place și dacă trage atenția cuiva că nu trăiește în rânduială, cel puțin aici în conglomeratul acesta mare al Americii, mă duc la american, frate. Și se duce. Și bine ar fi să fie mai bine. Dar de obicei e o coborâre. Departe de mine gândul de a da în bisericile americane, noi avem multe de învățat de la ei. Noi zicem românii că noi am pus coada la prună. Nu, n-am inventat noi roata și așa mai departe. Dar mare atenție la capitolul acesta. Fac prezentarea aceasta să înțelegem că vremurile în care trăim sunt asemănătoare cu vremurile pe care oamenii dinainte... Și ce putem să învățăm noi? Că asta ne interesează în fond și la urma urmei. Trebuie să aducem textul în curtea noastră, în vremea noastră. În Proverbe 29:18 se spune, când nu este nicio descoperire dumnezeiască, poporul este fără frâu, dar ferice de poporul care păzește legea. Și Domnul Iisus, într-un anumit context, a spus, vă rătăciți, pentru că nu cunoașteți nici Scripturile și nici puterea lui Dumnezeu. Cum s-a ajuns aici? Cum s-a ajuns la această criză? Principalul obiect îl face lipsa de cuvânt. Dacă ați fost atenți la textul pe care l-am citit, ni se spune în felul următor. Cuvântul Domnului era rar în vremea aceea și vedeniile nu erau dese. Candela lui Dumnezeu însă nu se stinsese.
Și pe această flacără sau candelă care nu se stinsese, Dumnezeu vroia să o aprindă. Și o să vedem de cine se folosește Dumnezeu să aprindă această flacără a cuvântului și această flacără a conștiinței poporului său. Primul lucru pe care aș vrea să-l subliniez în dimineața aceasta era că s-a ajuns aici pentru că oamenii au devenit religioși, dar fără o cunoaștere personală a lui Dumnezeu. Vă dau din textul nostru, mă uit de fapt și în capitolul 1, capitolul 2 și între capitolul 3 ca să avem o privire de ansamblu a întregii vremi în care trăia Samuel. Vreau să vă dau exemplu familia lui Elcana și familia lui Eli. De fapt, în perioada judecătorilor, în capitolul 2, versetul 10, spunea că tot neamul acela de oameni, adică generația lui Iosua, care au cucerit Canaanul, au murit. Toată generația aceea și au fost adăugați la părinții lor. Dar s-a ridicat, după neamul respectiv, s-a ridicat un alt neam de oameni care nu cunoșteau pe Domnul și nici ce făcuse El pentru Israel. Întrebare, ce naționalitate aveau ăștia? Evrei. Cei care au fost înaintea lor, de ce nație erau? Cum e posibil ca dintr-o generație cu experiențe cu Dumnezeu să se nască o generație care nu cunoaște pe Domnul? Cum se poate ca din casele noastre, care spunem că îl cunoaștem pe Domnul, să se nască copii care să nu-l cunoască pe Domnul? Ce lipsește? Spuneam cu alte ocazii, părinților, nu fiți mulțumiți să vă vedeți copiii botezați. Fiți interesați că ei umblă cu Domnul. Asta e mai mult decât a trece prin botez. De botezat, îi botezăm tare ușor. Și mărturia lor. Noi n-avem de unde ști ce e în sufletul și în mintea lor, dar se va vedea prin umblare. Și poate că ceilalți frați păstori pot confirma, au fost mult mai mulți botezați decât oameni sunt în băncile bisericii. Unde sunt ceilalți? Noi nu putem fi responsabili de pe cine botezăm, pentru că botezăm într-un fel pe baza mărturiei personale. Dar ce lipsește, și vreau să trag un semnal de alarmă, e următorul aspect, experiența personală cu Iisus Hristos. Îi învăț pe copiii mei când citesc Scriptura să se roage ceva în felul următor: Doamne, vreau să mă întâlnesc cu Tine în cartea asta. Când citesc, vreau să îl întâlnesc pe Iisus aici. Și până nu îl întâlnesc pe Iisus, nu vreau să mă las. Aceasta aș vrea să fie rugăciunea mea pentru fiecare dintre noi. Când deschidem Scriptura, să-L întâlnim pe Iisus Hristos și experiența noastră, umblarea noastră de zi cu zi, să adauge încredere, încredere, încredere în fiecare zi, că suntem pe calea Lui. Amin? Deci s-a ajuns aici pentru că oamenii au devenit religioși, dar fără o cunoaștere personală a Domnului. Familia lui Elcana, primul exemplu. Ca și cum n-ar fi fost suficient că viața uneori e mai delicată cu o singură nevastă, ăsta avea două. Pe una o chema Ana și pe una Penina. Ana, prin traducere, înseamnă har sau grace. Penina, ori zis românii noștri, că înseamnă pelin, că așa era. Nu, Penina înseamnă perlă. Na, omul acesta, din punct de vedere spiritual, să vorbim așa, avea har și avea o comoară acasă. Culmea că astea două nu se înțelegeau. Și problema lui Elcana a pornit tocmai de aici. Spune Scriptura că Elcana o iubea pe Ana. Problema Anei era că era sterilă, nu putea să aibă copii. Penina, zice Cornilescu și traduce foarte așa original pe românește, zice, o înțepa. Surorile știu mai bine practica asta decât bărbații. Și zice că Elcana, ca om religios, avea obiceiul ca odată pe an să meargă la locul în care era așezat chivotul Domnului. Și ducea jertfă, avea o agapă bună acolo și când să se pună la masă, Penina o înțepa pe Ana. Ana se supăra și nu mânca. Elcana încerca să le împace
și nu ieșea bine. Într-o zi, Ana merge departe de masă și se roagă. Și zice Scriptura că ea nu vorbea tare în rugăciunea ei. Iar Eli, marele preot din vremea aceea, trecând pe acolo, a văzut-o că doar vorbește și rugăciunea ei era de acum destul de lungă. La un moment dat, Eli îi spune, auzi, te-ai îmbătat, du-te acasă. La care Ana spune, dacă ai ști tu durerea din sufletul meu, că uite, eu mă rog pentru un copil și dacă Domnul mi-l dă, îl închin lui. Asta a fost rugăciunea Anei. Nu acum, câte mame se roagă în felul acesta? Că unele abia așteaptă să scape de ei. Și am ajuns în zilele noastre la o rată de avorturi extraordinar de mare. Și din omul acesta, care s-a născut în condiții de criză spirituală, la o cerere specială, pe omul acesta Dumnezeu îl formează ca pe unul din oamenii mari ai lui Israel. Samuel, cerut de la Dumnezeu. Și când se uita Ana la copilul acesta, spunea, Domnul mi l-a dat. După ce l-a înțercat, l-a dus la Eli și l-a lăsat în slujba lui. O să ajungem să vorbim și despre aspectul acesta puțin mai încolo. Dar familia lui Elcana era o familie religioasă, care mergeau la casa Domnului, aveau obiceiul acela, dar le lipsea experiența personală a fiecăruia cu Dumnezeu. Mă uit în adunare și văd că da, avem și noi obiceiul să venim la casa Domnului și s-ar putea asta să fie o parte a religiozității noastre. S-ar putea să fie un obicei pentru unii. Nu putem sta acasă duminica, vrem să căutăm casa Domnului. Nu neapărat e un obicei rău, dar dacă am ajuns doar religioși și angrenați în activități, fără să-L cunoaștem pe Dumnezeu și am făcut din lucrarea lui Dumnezeu, Dumnezeu ne paște un pericol mare. Că noi uneori credem că dacă facem ce facem, e bine. Nu neapărat că există pericolul acesta de a face din lucrare Dumnezeu. Pe când noi trebuie să înțelegem că Dumnezeu este deasupra lucrării Lui. E adevărat că noi îl slujim pe El și facem ce putem și cum putem mai bine, dar Dumnezeu este Dumnezeu. Lui Elcana se pare, din câte înțelegem din Scriptură, îi lipsea cunoașterea aceasta personală, că ei erau religioși. Ei mergeau la casa Domnului și după ritual duceau jertfele. Ne-am fi așteptat familia lui Eli să fie mai bună. Mă trec toți fiorii și mi se face piele de găină pe mine când citesc ce scrie Scriptura în dreptul casei lui Eli. În dreptul casei lui Eli spune Scriptura că Eli era omul lui Dumnezeu. Numai că copiii lui nu cunoșteau pe Domnul. Versetul 12 din 1 Samuel, capitolul 2. Ce poziție ocupau oamenii ăștia înaintea lui Dumnezeu? Preoți. Se poate să fii preot și să nu-L cunoști pe Dumnezeu? Se poate. Unde-i durerea și tragedia? Să faci lucrarea Domnului cu nebăgare de seamă. Cum lucrau oamenii aceștia la cort? Lucrau cum nu trebuie. Și puțin mai încolo o să vorbim mai în detaliu despre ei, dar aici putem spune că la un moment dat Dumnezeu a trimis un proroc special lui Eli să-i spună, uite, tu iubești pe fiii tăi mai mult decât pe mine. Și când le faci observație, le-o faci așa, las că treacă. El nu a condamnat păcatul din viața copiilor lui. Și el, spune Scriptura în capitolul 2, versetul 29, el onora mai mult pe copiii lui decât pe Dumnezeu.
Ar fi fost Eli în toată poziția și autoritatea să spună copiilor, voi ce faceți, nu faceți bine. Și de fapt le-o spune, dar trebuia să fi luat și atitudine vis-a-vis de asta. N-ai ce căuta la altar, n-ai ce căuta dincolo. Cunoașterea de Dumnezeu nu este tot una cu cunoașterea lui Dumnezeu. Obișnuiți cu Dumnezeu, ajungem uneori să nu-L mai respectăm pentru cine este El. Deci cunoașterea de Dumnezeu nu este tot una cu cunoașterea lui Dumnezeu. Putem zice că cunoaștem, dați-mi un om influent și important. Hai să zicem, președintele Obama, da? Eu cunosc despre el, dar nu-l cunosc pe el. Că n-am trăit cu el, n-am umblat cu el, nici măcar n-am dat mâna cu el. Dar îl cunosc într-un oarecare fel, cunosc despre el, din ce vorbește, din cum se prezintă și așa mai departe. Același lucru. Pot să cunosc despre Dumnezeu din Scriptură, dar să nu-L cunosc pe El. Secretul e să-L cunosc pe El, să umblu cu El, să am experiențele mele cu El. Să nu uit niciodată că El îmi taie felia de pâine pe masă și că nu sunt eu cel priceput. Și să nu uit niciodată că atunci când m-a oferit de un accident pe drumurile astea mari și aglomerate, eu m-am descurcat. Și să văd că a fost mâna Lui. Eu cred că și în lucrurile astea mărunte se vede experiența noastră cu El și automat, ca și credincioși, merge gândul nostru sus, Doamne, mulțumesc că m-ai scăpat. Deci, ideea e următoarea, poți fi religios fără să-L cunoști pe Dumnezeu. Apostolul Pavel predică în Atena și la un moment dat spune, voi vă închinați la cine nu cunoașteți, Faptele Apostolilor, capitolul 17. Vreau să vi-L prezint pe Dumnezeu. Și când Pavel vorbește despre Dumnezeu și despre înviere și despre judecată, unii oameni au spus despre aceste lucruri altădată, Pavele. Dragul meu, îl cunoști tu pe Dumnezeu? Poți să punctezi ceva în viața ta că a făcut El pentru tine? Te-ai întâlnit tu în mod real cu El? Poate că ai început cunoașterea ta despre Dumnezeu prin Scriptură. Dar în cele din urmă, te-ai întâlnit cu El. Culmea, nici Samuel atunci nu cunoștea pe Domnul. Sluja la cort, dar nu cunoștea pe Domnul. Cunoștea despre Domnul, făcea lucrarea Lui, dar nu avusese încă o întâlnire cu Domnul. Urma să fie momentul crucial al vieții lui, când el spune, vorbește, Doamne, căci robul Tău ascult. Cum s-a ajuns aici? S-a ajuns aici pentru că au fost avertizați, dar fără dorința de a se pocăi. Și acum ajungem să tratăm problema familiei lui Eli mai în detaliu. Spune Scriptura despre fiii lui Eli că erau oameni răi, nu cunoșteau pe Domnul, erau lacomi și nu respectau legile și rânduielile lui Dumnezeu. Mai mult de atât, spune Scriptura că și trăiau în adulter, culcându-se cu femeile care slujau și ele la cort. Și dacă așa se întâmpla de la cei care erau lideri și în fruntea poporului, ce putea să spună celălalt om de rând din popor? N-am știut că în Anglia, până de curând, n-am știut că de fapt regele sau regina în funcție e și capul bisericii. Când s-a făcut separarea de biserica catolică, separarea s-a făcut pe baza unui divorț. Mi se pare Henric al VIII-lea nu putea să aibă copii, îi trebuia un moștenitor la tron, biserica catolică nu recunoștea divorțul și el a spus, cine-i papa de la Roma? Eu divorțez. O divorțat, s-o recăsătorit, și el a spus, fac biserica cum vreau eu. El e șeful bisericii și de la el încoace, biserica anglicană are episcop, este specifică Angliei,
dar capul bisericii este regele. Când actualul prinț William se zvonea că se căsătorește, el și cu prințesa lui au trăit împreună înainte de căsătorie. Și comentatorii aspectului bisericesc au spus, dacă capul bisericii are voie să facă asta, eu de ce n-aș avea? O vorbă românească spune că peștele se strică de la cap. Dar știți de unde se curăță? De la coadă. Da, nu poți curăța peștele de la cap, că mergi în sensul solzilor, trebuie curățat invers. Oamenii care se pierd de obicei din adunare sunt oamenii de pe margini. Nu vorbesc acum de cei care stau în ultimele bănci, că nu asta înseamnă. Nu. Poate că așa, cine știe, îi stârnesc să vină mai în față, că mai sunt locuri goale în față. Dar de obicei oamenii care nu sunt prea serioși în umblarea lor cu Dumnezeu și mai vin din Paști și la Crăciun, am auzit, paranteză, încă o categorie de creștini. Creștinii SS. Știți cine sunt ăștia? Special Service. Care vin ocazional. De obicei, oamenii aceștia sunt oamenii care ar vrea să fie și cu Dumnezeu și cu lumea într-un fel, se uită ce se întâmplă în față, în biserică, își dau cu părerea, analizează lucrurile și până la urmă iau hotărârea să meargă înainte sau să se piardă. Avem multe exemple în Scriptură, nu avem noi vreme acum să trecem prin toate, dar de obicei oamenii de pe margine, oamenii respectivi se pierd. Vina a capului. Acum, în cazul lui Eli, spune Scriptura că au fost avertizați, Dumnezeu în special a trimis un proroc familiei lui Eli și după ce omul respectiv spune ce are să se întâmple cu casa lui, Eli nu face absolut nimic. Omul acesta, prorocul, spune că la un moment dat, din generațiile lui, a lui Eli, o să ajungă așa de jos unii dintre ei, încât o să cerșească pentru bucata de pâine. Iar nu avem timp să facem studiu mai în detaliu al acestui aspect, dar funcția de mare preot pe linia lui Eli a ținut până la David. Când ajunge Solomon, Solomon îi schimbă. Pe Abiatar cu Țadoc. Acolo e o schimbare de linie preoțească. Până atunci au mers pe linia lui Aron Eliezer și de atunci se merge pe Itamar. S-a făcut o rocadă. Ca să se împlinească ce a spus Dumnezeu prin prorocul acesta trimis casei lui Eli. Și Dumnezeu, ca unul care are îndelungă răbdare, primul mesaj pe care îl dă, mesaj profetic, îl dă lui Samuel, este cu privire la casa lui Eli. Când Eli în cele din urmă își dă seama că Dumnezeu îl cheamă pe copil, adică pe Samuel, îl învață ce să răspundă, că Eli știe. Eli știe. Eli era omul lui Dumnezeu. Când își dă seama că Dumnezeu este cel care îl cheamă pe Samuel, îl învață pe Samuel să răspundă, vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă. Și când aude Samuel ce o să se întâmple cu casa lui Eli, se îngrozește și dimineața s-a făcut că are treabă și e ocupat mai mult ca altă dată, numai să nu dea ochii cu Eli și să nu vorbească cu el. Îi era groază lui Samuel să spună ce mesaj a primit din partea lui Dumnezeu pentru casa lui. Și când Eli îl pune la colț pe Samuel și spune, nu cumva să-mi ascunzi ceva, Samuel își dă drumul. Și știți ce spune Eli? Domnul este acesta, să facă ce va crede. Ce ai face tu ca și părinte? Dacă ai primi un astfel de mesaj din partea lui Dumnezeu, în dreptul casei tale, l-ai lăsat pe Dumnezeu să facă ce vrea, sau de a-i pune înaintea lui ca și Avram? Doamne, poate că o fi ceva bun în el. Doamne,
Ai îndurare pentru el. Sau îl vei lăsa pe Dumnezeu să facă ce vrea? A mai fost un împărat în Israel, împăratul Ezechia. Omul acesta a avut parte de niște experiențe extraordinare din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a vindecat, uite așa, n-a ajuns Isaia nici până în curtea palatului și Dumnezeu îi spune, du-te înapoi. Nu știu cât a fost rugăciunea lui Ezechia, dar merge Isaia înapoi și spune, Dumnezeu îți prelungește viața, 15 ani. No, cum dintr-un tată care a avut niște sărbători în Israel, cum n-au mai fost de pe vremea lui Solomon, Paște și așa mai departe, a ieșit Manase, care a fost, spune Scriptura, cel mai rău. Și când Dumnezeu îi trimite un proroc lui Ezechia să-l ia un pic la răspundere, Ezechia se scuză și spune. Prorocul îl întreabă, ce-o vrut ăștia babilonienii? Păi, au venit să-mi spună de bine că, uite, m-am făcut sănătos. Și ce-au văzut? Tot. Da, tot vor lua. Așa s-a și întâmplat. Și Ezechia întreabă, bine, asta se va întâmpla când? Păi după ce vei muri tu. Bine că nu-i în vremea mea. Cam asta a fost ideea lui Ezechia. Bine că nu după mine. Dragii mei părinți, dacă ați avut experiențe cu Dumnezeu, spuneți-le copiilor voștri și încercați să-i motivați pe ei să aibă și ei experiențele lor cu Dumnezeu. Altfel, vor crește ca oameni care nu-L vor cunoaște pe Domnul. Mă doare sufletul numai când mă gândesc la ideea aceasta. Avertizați, dar fără dorința de a se pocăi. Romani, capitolul 2, versetul 4. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? 2 Petru 3 cu 9. Dumnezeu nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Cred că e bine și înțelept să răspundem cu pocăință la avertizările lui Dumnezeu. Mi-a plăcut ce a spus fratele Crinșor odată într-unul din mesaje. Eu nu sunt proroc, dar s-ar prea putea Dumnezeu să aibă un mesaj profetic prin mine. Același lucru e valabil cu oricare dintre noi care se ridică să vorbească din cuvântul Domnului. S-ar putea Domnul acum să-ți vorbească ție într-un mod direct, că ai fost tot avertizat și nu vrei să te pocăiești. Știi cuvântul Domnului? Ai crescut poate în casă de pocăiți? Și ai luat o cotitură în lume, spunând că te descurci singur. Dă-mi voie să-ți spun, dragul meu, că Dumnezeu te va urmări. Te va pune poate la colț, ca să-ți dai seama că fără El nu poți trăi. Se apropie botez. Nu vrem să fim niciunul dintre noi oamenii care vă împingem pentru așa ceva. Dar faceți-o dacă v-ați întâlnit cu Iisus Hristos. Faceți lucrul acesta. Mărturisiți și public că da, m-am întâlnit cu Iisus Hristos și mi-a schimbat viața. Și încă un lucru. Cum s-a ajuns aici? Cum s-a ajuns la această criză spirituală și la această lipsă de cuvânt? Deci, pe de o parte, s-a ajuns prin faptul că oamenii au devenit religioși, dar fără o cunoaștere personală a lui Dumnezeu. S-a ajuns aici pentru că oamenii au fost avertizați, dar n-au vrut să se pocăiască. Și totuși s-a ajuns aici ca să schimbe Dumnezeu lucrurile printr-un om care a fost gata să asculte. Și ăsta a fost Samuel. Nu știu exact câți ani a avut Samuel atunci, dar din spusele Scripturii, era destul de tânăr. Nu cunoștea pe Domnul, însă Domnul i s-a descoperit. Și avea să fie omul care avea să schimbe mult în poporul Israel. Școala prorocilor a fost înființată de Samuel. Samuel a scris câteva cărți din Scriptură. Așa dar și așa lucrare specială a făcut Dumnezeu prin el. El scrie Cartea Judecătorilor ca o paranteză în toată istoria lor a neumblării cu Dumnezeu și când n-au mai putut, au strigat către Dumnezeu și Dumnezeu tot a fost bun. Sunt undeva la 8 urcușuri și coborâșuri prezentate în Cartea Judecătorilor. Ca să prezinte Samuel, ideea aceasta, nu era împărat în Israel și fiecare făcea ce îi plăcea.
Și în vremea aceea s-a născut Samuel. Și după ce Dumnezeu i-a vorbit lui Samuel, tot Israelul, de la Dan până la Berșeba, adică de la nord până la sud, au cunoscut că Domnul pusese pe Samuel proroc al Domnului. Și Domnul nu înceta să se arate în Silo, căci Domnul se descoperea lui Samuel în Silo prin cuvântul Domnului. Cum fusese cuvântul Domnului până la vremea lui Samuel? Cuvântul era rar, vedeniile rare și candela lui Dumnezeu nu se stinsese încă. Și a fost un copil al cărui duh l-a trezit Dumnezeu, care a învățat să spună: vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă. Și omul acesta a devenit un om de referință în istoria lui Israel. Viața lui Samuel a fost o viață trăită în umbra ascultării de Dumnezeu. De la naștere, promovarea lui în preoție și profeție, și este primul care unge pe primul împărat al lui Israel. Și de fapt el unge doi împărați, o excepție, Saul și pe David. Nu mă întrebați de ce copiii lui n-au călcat pe urmele lui. Că nu știu. Cu oameni așa de mari și cu oameni cu un impact național așa de mare, totuși n-am un răspuns. Familia lui, copiii lui, că din cauza asta cere Israel un împărat. Și ca unul care ar fi trebuit să spună de acum încolo, David, o să am grijă de casa mea, nici el. Au fost oameni mari de stat, dar cu copiii lor nu au făcut mare lucru. Cel puțin în dreptul lui Adonia, unul din fiii lui David, spune Scriptura că nu l-a mustrat niciodată. Și cum a crescut? Strâm. Absalom, frumos ca el, niciunul. Și cum a crescut? Strâm și el. Se spune despre marele predicator Moody că la un moment dat, ca tânăr fiind, mergând la casa Domnului, a ascultat o predică despre ce poate să facă Dumnezeu cu un om care se pune la dispoziția lui. Și o rugăciune simplă, amărâtă, în bancă, el a spus-o: Doamne, eu vreau să fiu omul acela. Și se spune despre el că avea probleme de vorbit și nu era, n-avea nici dicție bună, nu era nici bun orator. Și a început să facă practică pentru așa ceva. Și cine a fost Moody în cele din urmă? Un mare, mare evanghelist. Se spune însă că avea obiceiul următor. Mare predicator în Chicago, se adunau oameni mulți la mesajele lui. El spunea: ai fost în seara aceasta sau în ziua de astăzi aici la casa Domnului, ai auzit cuvântul lui? Du-te acasă, gândește-te și vino înapoi. Într-o noapte a ars orașul Chicago și a fost una dintre cele mai mari tragedii ale acestui oraș. Din noaptea respectivă, Moody și-a schimbat mesajul și a spus: astăzi, dacă asculți cuvântul, acum, dacă auzi Scriptura, ia o hotărâre. Vreau să trag mreaja la mal. Și poate că, dragul meu, ai fost religios, dar fără o cunoaștere personală a Domnului. Fă rugăciunea aceasta simplă, dar sinceră în Duhul tău și spune-i Domnului: Doamne, vreau să te cunosc. Poate că Domnul ți-a vorbit în diferite ocazii, dar n-ai ascultat. Spune în dimineața aceasta ca și Samuel: vorbește, Doamne, că vreau să ascult. Și odată ce aud ce-mi spui, vreau să și împlinesc. Pentru că nu-i suficient să auzi cuvântul, trebuie să-l împlinești.
Poate că Dumnezeu vrea să-ți vorbească sau poate chiar ți-a vorbit în dimineața aceasta. Ce faci cu cuvântul? Nu intra într-o criză spirituală? Că asta e produsă de lipsa de cuvânt, dar Dumnezeu ți-a vorbit și astăzi. Poate că ai venit în casa Domnului astăzi ca unul care îl cauți pe Dumnezeu în modul cel mai sincer. Mă rog ca să-L fi găsit astăzi în Scriptură. Să te fi întâlnit cu El. Și El să-ți fi schimbat viața de acum încolo și să pleci acasă un om mântuit. Poate ai venit împovărat cu păcate și te vei gândi: nimeni nu mă iartă pe mine, nimeni nu mă primește pe mine. Dă-mi voie să-ți spun că Dumnezeu a făcut un lucru extraordinar, ce nu l-a făcut nimeni în toată lumea aceasta, l-a dat pe Fiul Său, ca să moară și pentru păcatele tale. Și oricât de păcătos ai fi, în sângele lui Iisus Hristos, ești iertat. Dacă și un tâlhar pe cruce a putut fi mântuit, tu acum și aici, predă-ți viața lui Iisus Hristos. Învață să umbli cu El. Lipește-te de oameni care umblă cu Iisus Hristos și care serioși în umblarea lor. Scapă-te repede de prietenii care te țin încă în urmă. Și spune-i Domnului: Doamne, am pornit pe calea Ta. Nu vreau să mă mai uit înapoi. Poate că ai Biblie. Poate că ai auzit o mulțime de predici, dar încă n-ai luat hotărârea în inima ta. Nu pleca de aici fără Iisus. Roagă-L să-ți mântuiască sufletul. Roagă-L să-ți ierte păcatele, că poate. Poate că am avut un mesaj profetic pentru tine în dimineața aceasta și te-a avertizat Dumnezeu. Nu pleca nepocăit. A te pocăi înseamnă să recunoști că ești cine ești. Să-i spui Domnului să te ierte, să te întorci de la păcatul tău și să te arunci în brațele Lui. Nu-ți promit o viață ușoară sau că o să fii ca un sfânt pe perete de acum încolo, nu? S-ar putea să mai ai alunecările tale. Asta înseamnă că sângele lui Iisus Hristos n-a curățit odată, ci ne curățește în fiecare zi. Cu inima noastră venim înaintea Lui și îi spunem: Doamne, ăsta sunt, te rog, primește-mă. Pune-te la dispoziția Lui și El va face lucruri mari din tine, cu tine și prin tine. Eram de 15 ani când mi-am predat viața lui Iisus Hristos și mi-a fost rușine să ridic mâna, deși crescusem în biserică. Eram la un serviciu de botez undeva, pe ultima bancă a adunării, și i-am mulțumit în cele din urmă pastorului că a insistat cu chemarea aceasta: vino la Domnul Iisus. Bătea inima în mine ca într-un iepure speriat. Dar de atunci mi-am predat viața lui Iisus Hristos. Am mai căzut, dar prin harul Lui m-am ridicat. Și stau în fața dumneavoastră ca o mărturie a unui om care spune că Iisus Hristos este adevărul. Dumnezeu există și se poate cunoaște. Vă invit la această experiență cu El, la o umblare reală cu El. Tot ce nu am putut eu să exprim prin cuvintele mele simple, Duhul Domnului să facă clar și să atingă inima fiecăruia dintre voi. Iar dacă de multă vreme ai pornit pe cale cu Domnul, dacă Tu-L cunoști, fă tot posibilul să-L cunoască pe Domnul și copiii tăi. Dacă știi că Domnul este adevărul, nu-i lăsa să aleagă de capul lor că nu aleg bine. Mă rog ca Domnul să te binecuvinteze cu înțelepciune de sus și cu har. Și, dragii mei, toți pe cale. Domnul nostru vine, e mai aproape ca oricând. Amin.